Bună ziua, Leu, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Leu, continuăm cu zodia voastră, Leu, scopul nostru pentru luna decembrie 2019 și am ajuns la voi. Voi v-ați clasat pe locul 7 din punct de vedere al vizualizărilor în luna noiembrie. Leu este zodie de foc, începe din 23 iulie și ține până în 22 august. Pentru această citire ne va ajuta setul de cărți a îndrăgostiților, set pe care îl cunoașteți deja, din care vom extrage 3 cărți reprezentând trecutul, prezentul și viitorul. Iar în timp ce eu amestec, puteți să vă concentrați la situația prin care treceți. Dacă aveți o anumită întrebare și doriți anumite clarificări, veți vedea la sfârșit ce recomandări, ce mesaje și ce clarificări primiți. Și fiecare veți ști, în funcție de situația prin care treceți, dacă rezonați cu aceste mesaje sau nu. Această citire este valabilă de asemenea și pentru cei care au ascendentul Luna sau Venus în Leu. Și haideți să începem. Deci, Leu, Love Scope, decembrie 2019, trecut, prezent și viitor. Deci, trecutul pentru voi, Leu, vine cu un mesaj pentru tine. Mă gândesc la tine în fiecare moment. Iubirea ta mă umple cu lumină. Te iubesc. Deci cineva îți transmite acest mesaj și faptul că se gândește la tine. Probabil că sunteți departe unul de celălalt, dar datorită iubirii, acea persoană se simte plină de lumină și îți transmite că te iubește. Deci, vedeți, această tânără se vede că este singură și datorită iubirii pe care o simte că vine dinspre voi, se umple de lumină, deci iubirea o umple de lumină, ceea ce o face să se simtă fericită. Și îți transmite că te iubește. Foarte frumos. Apoi, cea de-a doua și pe poziția prezentului este să-i dai drumul sau să lași trecutul în spate, cum ar veni. Sunt anumite timpuri când trebuie să lăsăm trecutul în spate, să ne eliberăm de trecut pentru ca ceva nou să poată să intre în viața noastră. Dă-i drumul, spune mai departe și vei vedea că totul va fi bine, totul va decurge așa cum trebuie. Deci trebuie să te eliberezi de trecut pentru ca să poți să lași viitor, să lași ceva nou să intre în viața ta, da? Pentru că dacă nu este loc, locul acela este umplut cu vechi, nu poate nou, nimic să intre, nici iubirea, nici fericirea, nici bucuria de a începe o altă relație. Iar pe poziția viitorului, avem o minunată carte, un admirator secret, care spune că cineva are sentimente mai adânci decât lasă să se vadă. Bineînțeles, sentimente pentru tine. Deci sentimentele acelei persoane sunt mult mai adânci, mult mai puternice decât lasă să se vadă. Deci, Leu, pentru decembrie, sunt mesaje
pozitive pentru voi, trebuie să lași trecutul în urmă ca să poți să lași loc viitorului sau ceva, a ceva nou să intre în viața ta, da? Cineva se gândește la tine chiar în acest moment, iubirea ta umple sau îl umple de lumină și îți transmite că te iubește. Apoi trebuie să lași trecutul în urmă înainte ca ceva nou să poată intra în viața ta. Și mai zice, dă-i drumul și ai să vezi că lucrurile vor ieși cum trebuie. Și o avem un admirator secret care are sentimente mult mai adânci pentru tine decât lasă să se vadă. Leu, eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Vă doresc o lună decembrie minunată, plină de succese, binecuvântări în tot ceea ce faceți. Multă sănătate și iubire. Să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!